legii numărul 215 din 2001, ați fost convocați pentru astăzi ședință ordinară prin dispoziția domnului primar numărul 513 din 3-11-2017. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 13, 14, absentează domnul Oprea Costel. În prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își face începe lucrările. Domnul primar, prezentați ordinea de zi. Acum ați fost informați, avem pe ordinea de zi 7 proiecte și diverse, dacă zic bine, și 8 este rapoartele de activitate a consilierilor care le-au depus. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Observații la procesul verbal la ședința ordinară? Eu am avut una, dar sunt câteva. La pagina 3, prezentul Poheanu, că pe întrebarea cât e pe curent vieță, am fost întrebat oare. Mi-a duc aminte, nu? Acasă. Da. Și ați spus că, pentru că am avut aminte, ați spus că este secret. Ca să spus. Dar am spus că, dacă nu, spuneți că nu ce doriți. A doua chestiune. La pagina 9, 1, 3, 4, 5, la 6 de ani... Nu acolo cu ce film. Ea are de vin, dar are de material. Are de material. Doamna secretar, ați întrebat dacă sunt obiecții la procesul verbal. Ați spus odată la pagina 3, v-am indicat eu, la pagina 9. Dacă nu sunteți la rândul 1, 2, 3, 4, 5, 6, Orheanu spune la rândul 6, ce este spune acolo. În legătură cu educația. Da. Atât. Da. Avem pe teatru dialog, domnul Dumnezeu, domnul Dumnezeu. Da, scuz. Monolog, nu dialog. Se păi da, monolog. Păi dialog. Monolog. Da. Monolog. Două aliniate, s-a dus. Da, mai are câte la rând. Iar la rând. Teatru se numește Solidoc. Solidoc. Când vorbești singur. Nu, dar nu de să văd de vreo există libertate. Nu, dar în teatru să nu e solidor. E din eroare. Sunt rolul de muncă. Sobă. Voce. Alte observații? Dacă nu se punem la vot, cine este pentru? Dar nu ați fost la aprobați. Abține. Ce zic, nu l-ai comentat așa de pe cum? Abține. Domnul Matei Laurențu, domnul Acolo. Și altcineva mic. Deci 12 voturi pentru, 2 abțineri. Continuăm ședința. Domnul președinte, vă rog să... Da. Am o rugăminte de la dumneavoastră, stimați colegi. Ședința anterioară a fost un fel de... La fost un fel, nu la noi. Cu domnul Durlan. Hai să dăm un pic de seriozitate. La Dumnezeu și noi, la noi. Păi nu, câte lor și acolo, la noi, nu mă rog. Da, vreți disciplină, facem. Nu vreți, vreți balamul, balamul facem. Să-ți fac o poză pe serios. Nu, dar vorbesc serios. Ați văzut și pe Facebook când ne-au criticat. Cine? X, Y, Z, are cine. Asta e. Da. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Căiuți. Domnul primar, dacă vreți să ne dați ceva... Să scrie cineva la cuvânt? Să punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Votic pentru 13, împotrivă 0, abținere 1, domnul Chiatru. Da, proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind expunerea acordului de reabilitare în sarcina SCSO Construct, grup SRL.
a drumului vecinal Hatiș, aparținând domeniului public al Comunei Căiuce, va fi utilizat de societate în procesul de transport a agregatelor minerale. Proiectul ăsta s-a repetat și în ședința anterioară, știu despre ce e vorba, supunem la vot. Nu. Cine sunt ei la cuvânt? Scuzați. Nu, normal ar fi fost domnul președinte. Întrebați pe domnul primar care a fost necesitatea de a fost repus, s-a modificat ceva, nu? Nu sunt mai depresat, dacă era mai încă trei proiecte care se repetă. Domnul președinte, dar fi important să spuneți comisiile ce ar fi dat? La dus? La capăt. Favorabil. Păi fiecare... Favorabil. Câte au dat favorabil? Favorabil așa, pe total general, dar de ce nu spun sunt parte? Pentru fiecare comisie în parte, da. Cum și-au exprimat votul? Comisia juridică și disciplină. Vreți nominal pe... Nu, pe comisie, nu? Pe da, comisia juridică e nefavorabil. Și asta l-au desfavorabil. Deci, se spune dezbatere. Păi, dar, din... Și mergem mai departe. Am înțeles, da. Domnul primar, dacă vreți să ne relatați ceva aici. Ce să vă relatez? Ce a fost în ședința anterioară, e același lucru și în ședința asta, dacă se poate face de dumneavoastră ceva amendamente vis-a-vis de acel drum. Se poate și face în sensul că nu neapărat pe drumul nostru poate să le facă exploatarea. Mai sunt și drumul la alte drumuri de exploatație, nu drum comunal, pe care l-avem intabulat. Că doar drumul este intabulat. Și, într-adevăr, dacă nu ți-i dăm acord, îi dăm acord, dacă nu, nu. Dar, poate face și pe partea aia altă, înțeles că doresc cei de la Soft Construct. Nu am absolut nimic și niciun fel de legătură cu această firmă. Frații, ce vreți, dacă vreți să acord, dar dacă nu, nu. Deci, libera, ca la orice proiect. Nicio problemă. Da. Sunt ei la cuvânt cineva? Nu, întrebarea era de ce la mai sunt aprobatorul ăsta. Asta e ca diferența. A mai fost o ordine de zi, sunt și de... S-a modificat ceva. S-au nevoie de chestia asta, au nevoie de... Au ei nevoie, dar deci trebuia să... Un proiect se repune dacă este modificat la el ceva sau dacă e necesită o stare de urgență. Asta e indicat legal să repună. Nu, dar n-a fost aprobat. N-a fost aprobat. N-a fost aprobat. N-a fost aprobat, domnul Matei. Dacă era aprobat, nu se mai spune. Eu am avut o discuție de principiu și cu cei de la Românic. De fapt, problema e mai mult în ograda lor. Avizul ca să fac decurmatarea sau exploatația aia care fac perimetrul care îl dă pe cursul râului Pralea, e dat ei. Acum au ajuns la noi. În condiții normale, firma asta nu trebuie să cheltuiască niște bani până nu ne-a primat la noi. Să-i dăm un aviz de principiu ca să folosească acest timp. Ei au cheltuit bani, au făcut acordul perimetru, au făcut etabularea, toate demersurile care se fac și acum au venit. Da, noi am luat pe România, am făcut asta, am primit aviz de la Iași, de unde au primit. Au rămas pentru drumul de acces. Deci v-am spus, pentru ei nu e o problemă că nu le dăm noi voi, face pe drumul de exploatație, care noi nu avem intabulat. Dar este, majoritatea dumneavoastră cunoașteți zona, este partea la alta a drumului Pralea, pe lângă Arma sau pe lângă... De ce? Ei au voie fără avizul nostru pe acolo? Niciodată. E pe drum de exploatație, nu e pe drum comunal acolo. Drumul de exploatație care... Eu consider că... Haideți să vorbim cum trebuie. Haideți să ne scriu la cuvânt. Mai scriu la cuvânt. Da. Da. Că dumneavoastră spuneți că e posibil să nu ne dăm avizul. Altceva v-ați mai scris? E foarte bine. Dacă ne uităm în acordul de reabilitare, la pagina 2, vedem la clauzele finale care contractului, treci dumnealor acolo, nu știu de cine e făcut contractul, redactat contractul, deci nu cu acordul părților, sau cu acordul părților, așa? Spune la punctul 1, capitolul 3, prezentul acord se utilizează pentru, nu se pun două puncte, dar se pun ghilimele. Se spune, îndepărtarea materialului aluvionar excedentar pentru asigurarea scurgerii optime în albie. Asta ar însemna că dumnealor sunt total lipsiți de agregatul mineral pe care îl extrag de acolo și că au venit pentru o chestiune calitatea să decolmateze albia respectivă. Deci,
Din punctul meu de vedere, eu nu pot să cred acest lucru. Al doilea, faptul că nu vom permite să circule pe drumurile comunale cu tonaje peste importanța drumului respectiv, asta e un lucru bun și un început. Haideți să facem acest lucru pentru absolut toate drumurile comunale care sunt. Să urmărim circulația pe drumurile publice, a mijloacelor de transport, să respecte indicațiile tehnice din cartea tehnică a fiecărui drum din punct de vedere al portanței. Vă mulțumesc! Dacă să mai înscrie cineva? Domnul președinte, îmi permite. Acuzați, nu am fost atent. Da, domnul Dobleacu. I-am spus-o și în ședința trecută, nu că eu personal n-aș fi de acord, da, dar să folosească drumul celălalt adiacent, chiar dacă este drum de exploatație. Eu și știu, chiar dacă nu este drum comunal, orice drum de exploatație, traza teritorială administrativă a comunității, este administrarea Consiliului Local și speța domnului primar care să răspund de așa ceva, chiar dacă nu este demnit sau este transformat în drum comunal. Deci, indiferent pe ce drum, se duc dâns și vor trebui să-l facă. Dacă tot vor să facă, să întrețină drumul, să facă drumul roată pe la... pe lângă fostul Almas, unde e drumul pe la fântână, să duc și iese direct acolo. Eu nu că sunt... că este restaurantul meu sau nu, sau chiar dacă dau drum. Mai e sus casa lui Mihaela, dar pe acolo, dacă trec, fac vraiște. V-am mai zis și o repet, eram primar când am dat acordul să fac stația aia de balastieră și e acolo, dar... vara, trecând pe acolo și o porțiune mică, n-au ce să întrețină, 200 de metri. Părerea mea, numai bine să face și drumul ăla, dânsi au utilități, au tot, poate să-l balastreze, să-l facă, să-l folosească, nu, și nu deranjează pe nimeni. E practic să abat 500 de metri, ori o ia și merge pe pârâu, ori roată. Eu acolo aș fi de acord să le se dea avizul să care balast. Pe aici și lui Farca și din coala noi vor crea disconfort. Iar în momentul când e disconfort, sunt la 1-2 și chem mediu și atunci e mai rău pentru ei. Dar nu sunt împotrivă să le se dea, dar alegeți calea care să nu le creeze probleme cel mai bine și să le poată și să-l facă. Îl face pe la colateral și așa e. Pământ, rămâne bine făcut. Asta am avut de spus. Da. Supunem la urmă, dacă nu mai sunt înscrieri, cine este pentru? Se abține? Împotrivă? Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului financiare depuse de către unitățile de cont din comuna Căiți. Aici, la comisie, la comisia juridică avem nefavorabil. Favorabil. Aici așa vreau ceva de toți consilierii care aș dori ca și consilierii care să vă abțin sau să împotrivă la acest proiect să vrească un pic motivație. Vis-a-vis de acest proiect, o să mai avem un grămadă de discuții, deja le-am avut înainte și după ședința anterioară. Și eu nu pot să vorbesc în numele nimănui, decât în numele meu. Iar fiecare, când pe motivul abținerii sau a fi împotrivă, de acolo e posibil. Dacă e posibil. Poți să facă domnul dacă îmi dă președinte? Da, domnul Adrian. În principiu, când era vorba de banca și biserică, am fost totdeauna pentru, nici măcar nu m-am obținut în anii anteriori, în anii înainte. Dar anul trecut am avut niște discuții după ce s-au aprobat banii, când trebuia să facă recepțiile, practic, aceste recepții nu vreau să vină. Și mi s-a spus că nu prea e treaba noastră. Dacă nu e treaba noastră să verificăm și s-au banii, nu mi se pare să aprobăm atât de ușor. Și a trebuit totul să fim mai atenți când aprobăm, pentru că nu știu dacă s-a lăsat poate din prioritățile. Înțeleg să dăm bani la biserici, pentru biserici sunt bani ăștia, e normal să duc acolo, dar e normal să aleagă foarte bine cu prioritățile. Nu știu cât de bine s-o ales, ar fi trebuit să intrăm mai în amănânt. Prioritățile nu le alegem noi, le alegem parohia, ei fac dosarele, ar fost acolo la dispoziție. L-a studiat pe fiecare parohie în parte. Singura diferență
între când am aprobat bugetul și astăzi, este când am aprobat bugetul, eu am precizat atunci că voi da 250-2500 lei la fiecare parohie, la cele patru. Ei, s-a alungit atât de mult această problemă, că parohia de la Căiuț, părinte de la Viculesi, a venit și a renunțat. A spus, domnule, eu nu pot să pregătesc documentația până la sfârșitul anului și să va pierde acești bani, iar nu putem să-i dăm la ceilalți și la lui nu. Și am făcut repartizarea, acel 100.000 de lei, am înțelat trei. Deci, dacă ați văzut în dosare, 330, 330 și 340. Am ales 340 la voi, știi? Eu am pus problema asta și la cele diferență foarte mică, în cauza că acolo se încearcă să sfințească acea biserică. Să fie dus la bun sfârșit. Vreau să întreb și eu ceva. Da. Avem garanția că anul viitor celelalte parohii o să cedeze în favoarea parohiei Căiuț? Noi să compensăm cumva? Noi hotărâm. Nu poți să hotărâm. Vreau și eu să... Păi da, acum n-am fost consultat dacă suntem de acord să cedeze Căiuțul, a fost un acord prea bun. Nu te-a pus proiect... Eu n-am înțeles, dar când s-au impartizat banii la ceilalți... Noi am avut discuții cu fiecare parohie în parte de atât pe tot, mai executiv. Noi hotărâm, dar noi nu am hotărât ce se aprobă astăzi. Deci numai suntem puși în fața faptului să aprobăm sau să nu aprobăm. Cel mai mare drag dădeam și la Căiuț, că mi-s dragi, dacă nu au depus nimic, nu au putut să aducă nimic, ce să-i fac? Căiuțul este mai special, așa, dacă putem să folosim epitetul ăsta. Pentru că parohia Căiuț are nevoie de o casă mortuară, da, pe care trebuie să o construiască pe un teren care nu-i aparține. Exact. Deci, aș dori ca... Nu, domnul profesor. Nu putem construi o casă pe teren care nu aparține. Trebuie să ia terenul. Și apoi s-a putut construi casă. Deci nu l-are în proprietate. Trebuie să-și achiziționeze întâi terenul. Din această cauză, sunt de acord cu părerea noastră că noi hotărâm aici, dar în 2018, dacă parohia Căiuț va veni cu solicitare să fie favorizată pentru cedarea de anul acesta, compensatoriu, ca să poată să primească o sumă desulătoare pentru achiziționarea terenului în cauză. Nu ești de acord? Nu avem garanție. Nu? Nu avem garanție că dacă hotărâm acum, la anul va fi compensat. Păi nu toți suntem, Doamne ferește, poate, dar tot plenul ăsta e și la anul. Uităm așa de la lună la lună. Mai aveți, domnul Sărbă? Nu, mulțumesc. Domnul Matei, vreau să vă vreau să, vis-a-vis cu viitor, când se mai acordă la, la biserici, la, ca o anexă la proiecte, aș dori să fie și semnăturile Consiliului Parohial de la fiecare parohie. Adică părerea mea că preoții ar trebui să consulte și consilii, să ceară și părerea, oportunitatea, necesitatea sau să știe și ei că, că o anumită sumă s-a alocat de la, de la primărie. Oamenii nu știu că suma respectivă e de la primărie. Spune că e donații, că nu știu ce, așa mi se pare corect. Să fie un proces verbal de luarea cunoștință și consiliului. Subscriu. Adică mi se pare că se ia decizia de comun acord și nu de comun simplu. E posibil ca cetățenii să vrea altceva decât vrea pe urmă. De exemplu, la Prada, era necesar mai un prejmuier, era nevoie de un WC-ul. Adică, stai zici, consultă tăi și pe membrii Ienoria și vezi ce e mai urgent, ce e mai necesar. Așa mi se pare pe ei. Pe viitor, să, eu nu mă opun dacă nu va fi această, acest proces verbal sau știu eu, știu, am să mă duc la Prada. Domnul Durla, mare. Eu aș veni cu o propunere ca să nu ne mai lovim de impedimentul ăsta. Suntem în luna noiembrie. Deci eu cred că de la începutul anului, să știi, bugetul l-am făcut anul trecut sau când am aprobat, să știa că sunt bani la culte. Cultele aveau tot timpul să vină să-și facă devizii, proiecte cu ceea ce vor să facă. Ei până la sfârșitul anului vor trebui să vină să justifice banii. Ceea ce au făcut. Noi le aprobăm banii astăzi, le dăm banii, normal trebuie să facă. Nu dacă au făcut. Și banii să meargă pe niște proiecte foarte bine țintite și definite.
Și înainte puteți verifica când au fost date, și acum nu știu, nu am uitat, în trecut le-am văzut, dar ca să nu ne mai lovim din problema asta, să fie timp, să nu fim sub presiune, că practic dânșii țipă după bani, noi suntem în luna noiembrie, pe 5, până le se dă, până le se virează, până aia nu știu dacă folosesc, că practic banii care le dau trebuie să-i folosească de aici încolo. Nu, am făcut și să văd dacă mai acopăr ceva sau nu fac sau m-am întâmplat. Cam așa se vede din ce acolo. Eu nu sunt împotrivit să nu se dea bani, că am dat și eu m-ar face Dumnezeu. Dar și mai e o problemă pentru cei, dacă se abțin sau nu se abțin sau votează împotrivă sau nu, eu cred că nu e normal să dea o justificare pentru că, de ce, ne cânt în biserică, să ne cânt, ești de bine, ești de rău, nu-i problemă. Că dacă dăm, te cântă, nu dai tot, te cântă, tot ai. E ca aghiazma, nu se face nici bine nimic, poate suferi toată lumea pe nimeni. Asta vă zic, n-are de ce să cânte pe nimeni. Opțiunea fiecărui consilier, domnul primar a fost destul de volubil, a venit să le dea bani, dar poate din consiliu nu sunt de acord, pe diferite opinii. Nu-i divină primarul sau ăilalți din consilier, că nu s-a fost unul cu sau altul. Dar eu zic că trebuie un pic de transparență mai mare și din partea dânșilor. La început de an știu după buget, domnule, mă apuc ce vreau să fac. Vin și în consiliu la o ședință, prezint, îi mai cunoaște și consilierii, îi mai bagi în seamă, îi mai pur. Dacă nu le dai, te țâpă. Dacă le dai, nu te cântă. Stați liniște. La motivația, cum a pus domnul Matei, cum a pus și domnul Matei celălalt la vreme, asta vreau, nu vreau cineva să... Domnul primar, și să știți că, uite, chiar mai erau discuții pe școlă și nu pertinente sau împotrivite. Da, sunt cetățeni care chiar nu au habar. Și nici n-au avut habar nici înainte că le s-au mai dat bani pe la biserici. Că dacă părinții preoții fac, spun, nu spun, să mai mulțumește. Dar ideea domnului Matei e foarte bună. E un consiliu parohial cu preotul. Vine să-și expună doleanțele de ce au nevoie la dumneavoastră sau oriunde. Transparent, că nu e corect. Să știe tot satul. De da sau unde să dă bani, da, voi ne-au dat. Mulțumesc. Da, domnul Matei. Am vrut să mai completez și am început de acest studiu. În afară de, cum spunea domnul Matei, Consiliul Parohial, chiar noi putem merge să vedem acele priorități. Sunt priorități, nu sunt priorități înainte de a aproba. Iar după ce se finalizează lucrările și se fac procesele vale de decembrie, putem merge să vedem dacă s-a făcut ceea ce trebuia să facă. Mi se pare corect să fie așa. Deci, atât timp cât se face așa, voi fi pentru întotdeauna. Cât timp nu se face așa, mă voi aține. Nu voi fi împotrivă, dar mă voi aține. Da. Da, domnul Orșeanu, răspuns. Domnule, subscriu și eu la propunerea domnului Ionel, în sensul că trebuie să mă ocupăm și de propunerile consiliilor parohiale. Acum, domnule primar, dumneavoastră spuneați că oportunitatea și prioritățile nu ne stabilim noi. În formularele de solicitare a sprijinilor financiare pentru unitățile de cult, la diferite numere curente, găsesc la 1, la 11, oportunitatea, și dau citire acestui lucru, oportunitatea proiectului în raport cu prioritățile comunității. Ce înseamnă acest lucru? Că noi, comunitatea, am stabilit niște priorități pentru întreaga comunitate și pentru toate domeniile economice și sociale ale viețuirii noastre în această comună. Comunitatea, mă scuzați, domnul Costin, suntem reprezentanți comunității. Păi, comunitatea sunt cei de spatele nostru. Suntem reprezentanți la un nou... Președinte, vă întreb, nu. Ați mai dat cuiva? Nu, și le asigur. Domnul președinte, dacă mai trebuie ședințe, spuneți-vă rog frumos celor care trec peste cuvintele. Și tot dumneavoastră vine după aia cu propunere că să limităm cuvântul. Păi uite cum dracu să nu se... lungească și o ședință, dacă tot e întrebat. Dar am uitat, domnul președinte, limitați la 2 minute cu vântul. La început de ședință am avut subiect pe tema asta. Dacă ei nu sunt conștienți să ne înțelegem, asta e viața. Suspendăm ședința, mai venim o dată și încă o dată câte vor. Deci spuneam că în această documentație există acest capitol. Oportunitatea proiectului în raport cu prioritățile comunității. Și spuneam că înseamnă că noi suntem stabiliți la un început de an sau de anul ăsta pentru anul
niște lucruri care trebuie făcute și în funcție de prioritatea fiecăruia stabileam și de oportunitate stabileam și le încadram în programele noastre și în proiectele noastre. Văd aici, și ca să vă dați dumneavoastră seama cu câtă rapiditate se completează o astfel de documentație. La una din biserici, nu mă nominalizez, la o oportunitate, spune foarte scurt, foarte oportun. Da. Spuneți numele biserică. Mergem mai departe. Hertiu. Spuneți numele biserică. Da. La o altă spune necesitatea unei capele mortuare. Mă interesez că nu cunosc. M-am interesat la colegii consilieri din localitatea respectivă și spune că există o capelă mortuare la acea biserică. Merg la următoarea și spune la oportunitate spune, zice, organizarea de activități social-filantropice pentru copii și tineri. Domnule, da, e atât de general organizarea activităților social-filantropice de... Vă rog frumos să mă trebuie să... Nu știu ce putem să înțelegem. Iată de ce. Noi cred că, eu consider că avem obligativitatea, într-adevăr, să stabilim oportunitatea unor lucrări. N-am găsit niciodată din partea executivului, că am tot spus. Să găsim un proiect și din acoperirea fântânilor. Că tot spuneam în alte ședințe că majoritatea locuitorilor comunii noastre bea apă din... de apă neprotejate, neacoperite și necontrolate. Oare nu aia ar fi oportun? Eu înțeleg și filantropia e binevenită dacă ai cu ce și... Dacă ai hala, din acest punct de vedere, eu consider că documentația respectivă este iară făcută ca foarte multe lucruri la noi, pe repede înainte, și fără o justificare clară, concretă, a oportunității. Vă mulțumesc frumos. Da, se mai scrie cineva? Supunem la vă. Cine este Petru? N-ai voie. Împotrivă, abține cineva? Abține Domnul Chianu. Împotrivă? Domnul Matei Laurențiu. Să fie cu har de la preotul, cu dar de la noi, nu? Șoferi s-a abținut. Proiectul numărul 4. Proiectul de privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru obiectivul reabilitat de port pe terenul totuși în comuna Căiți, finanțat din programul PNDL. Da. PNADR. Da. Domnul primar, dacă... Am avut și mai multe modificări la toate aceste proiecte și avem și poduri, podeție și dispensar, da? Da. Deci la toate trei au apărut ceva modificări. Consultanții le-au mai venit pe ultima sută niște completări la ghid, care trebuie să le facem și noi, ca să putem cel târziu, săptămâna viitoare, 14-15, să mergem cu ele la București la predat. Dacă nu făceam ședință ordinară, trebuia să vă chemăm la o ședință de îndată sau ceva de genul. Dacă aveți alte întrebări. Deci de asta am revenit cu ele. Sperăm să nu mai trebuiască să mai revenim o dată, că mă ia căduri. Să scrie cineva, dacă văd? Nu. Spune la vot. Cine este pentru? Se abține? Împotrivă? Mai spuneți ce vreau. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind implementarea proiectului și aprobarea unui tehnic economic pentru obiectivul amenajare poduri, podețe în satele Pralea, cu Praja, Brida, cum... Hai de la lucru. Hai de la lucru, puneți la vot, domnul. Da, domnul primar, nu, lăsați-mă, hai să vei dea ceva, dacă are ceva nou. E același lucru, da. M-a spus să scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține. Asta e ce? Da.
Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind implementarea proiectului și aprobarea de către Dinții Economici pentru obiectivul extindere și reabilitare dispensare. Aceeași cuflează. Să scrie cineva la cuvânt? Nu. Să punem la vot. Cine este pentru? Se abține? Împotrivă? Nu. 7. Proiect de hotărâre rapoarte de activitate a... Aici... Ce? Am predat la comisie, la rapoarte de activitate a comisie. A, l-ai făcut? Da. Bravo. Ca toți alții. Ești scris 3 rând? De la 3 în sus. Spuneți, dorește cineva să te prezinte? Cred că... Dorește cineva să se prezinte raportul? Dar ce să prezentăm? Da, sunt, la sunt, nu, mai sunt care are de prezentat. Domnul Ian, vreți să prezentați raportul? L-am văzut, am citit raportul noastră. Dar l-am transmis la comisie. Și dacă l-ați văzut, și dacă l-ați citit, și? Și ce? Dacă vreți să-l prezentați la Consiliu, eu l-am văzut, colegii, dacă vă sunt. Doamna secretar a lansat aceeași întrebare și nu mi-a exprimat. Nu s-a zis, dacă n-am fost să reprimă, n-am nimic. Da, punctul 8, diverse. Aici, dacă vreți să vă înscriți la cuvânt, Scoci la obiect. La punctul divers, ce să scrie, da? Domnul Matei. Altcineva? Altcineva? Domnul Poi. Te cuvânt. Să nu, dar... Păi, da, poate cineva poate să zicea... După știe de ideea după aia. Da. Poate spune cineva ce aici. Nu e rost. Da, domnul Marius. Da, cred că problema care o ridic eu mă, o au în față și pot, dacă n-aș fi, o aș putea o duce. Deci este problema urmărilor, am vorbit telefonic cu domnul viceprimar, dar e normal ca domnul primar, domnul viceprimar să ne prezinte pe lat, să știm, ce se spune și domnul oamenilor, despre ce vorba, de care e prima care preia mai. După aia, a doua problemă, am înțeles că... Haideți ca să vă răspund așa scurt, ca să... Să gândească și restul consilierilor. Primăria Căița a încasat de la cetățeni până la sfârșitul acestui an 1 miliard. S-a lovitat datorii restanțe. Deci oamenii, cetățenii comunei, n-au de plătit la bunoi pe acte, pe acte. Normal, n-au de plătit 1 miliard. Acei 3,80 lei de bani de fiecare cetățean. Datoriile acumulate în 2016 și 2017 până la această dată de 76 de milioane, noi avem o factură de 150 de milioane pe lună. Nu este facturată luna noiembrie și decembrie. Dacă vin și aceste două facturi, deci 700 și cu încă 300, e vorba de 1 miliard de lei. Nu suntem condiționați să plătim toți acești bani ca să dea drumul la serviciu. Dar minimum 400 de milioane aveam săptămâna trecută, am strâns cu greu 100 de milioane cu chinul și așa săptămâna aceasta, deci mai avem în jur de 300, plus minus, 1,2 milioane, nu știu cât mai e, nu știu exact, dar în jur de 300 milioane ca să deblocheze serviciu. Până nu dăm acești bani, nu se va debloca serviciu. Și când se vor da bani? Când se încasează, domnul. Și care poate din avans? Au plătit până săptămâna, au plătit două luni în avans. Mâine avem ședință la Bacău, știu un speț, așa, general, cam despre ce este vorba. Sunt 35 de comune care sunt, au serviciu suspendat. Și inclusiv orașe. Se discută excluderea Dărmănești și Moinești. Cu cele mai mari datorii, 1,8 milioane. Jumătate din toată datoria din 8 milioane de euro care este de la Dis la Romprest, are aceste două orașe. 8 milioane de lei. Lega. Care 1,8 Dărmănești și Moineștiu 27. Da, bine, oricum, eu sunt, nu mă amestec în cifre prea mult, ca să dar eu sunt destul foarte, foarte. Jumătate din datoria e aceste două orașe. Deja sunt în instanță pentru blocarea conturilor și toate celelalte.
Iar mâine ne-am chemat la Bacău să vedem ce sunt, ce care e situația. Vin înapoi la cele 35. Sunt 35 de OAT-uri care au serviciu suspendat. Celelalte până la 65. Deci au plătit din buget local. Ultima comună care a făcut acest lucru e Cașinu. Au făcut rectificare, au dus bani, așa, am înțeles curtea de conturi, au avizul de la finanțe, cu condiția să recupereze banii înapoi. Deci virează ca și împrumut din bugetul local la contul salubritate, plătește și după aia când încasează de la oameni, cum chinuie noi să încasează la fiecare, îi vând înapoi. Nu putem face ceva și nu? Eu nu sunt de acord cu așa. Putem face, dar nici eu nu sunt de acord. Nu poți să fii de acord. Nici eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Deci plătesc singur, mare. Deci 30 de cum fac chestia asta, restul nu. Mâine, nu știu ce să ne prelucrezi, ce să mai discutăm la bancă, mai la urmă la ședință. Trebuie că te-am văzut. Da. Deci, de cum mă liberare, trebuie să fie pe primul loc, curățenia înainte de toate. Mitrăzii mea cu apărare de plâni, cu gunoaie, nu mai este ce era cu 10-20 de ani. Sunt foarte mulți pepuri, foarte mulți pepuri care se aruncă, nu mai trebuie să arunce. Deci nu mai este ce era odată. Mi se pare grav ce se întâmplă. Închei subiectul ăsta, l-am văzut la domnul primar. Am înțeles că la ședința trecută eu am lipsit domnul Matei, adică problema monumentului, dacă mai aveți ceva informații și legat de transportorul la care. Dacă mai aveți ceva să spuneți, domnul Matei. Da, transportorul la care suntem în stat de aviz, domnul Matei ne ajută și mă ascundem asta. Deja umblă alături de noi în colaborare cu doamna de la urbanist, cu mine, să obținem cât de repede avizile, încă nu s-a deschis sesiunea, se deschide de 15 noiembrie pentru depunere și sperăm să nu mai avem nicio problemă. Iar ce m-ați întrebat cu monumentul, săptămâna aceasta am avut, printre altele, discuții cu executantul, până acum nu m-am întâlnit cu el, nu am discutat, mi-a spus că este aproape pe final, o să vină să-l monteze. Două zile. O să vină o săptămână, cred că montează până de frigul, îl învelim cu ceva acolo și stabilim o zi, îl studiem ca să nu mai fie tot felul discuții și după aia simțim să-i facem și ei de făcut și continuăm cu... Nu ne-am mai ocupat de el, ne-am ținut, vreau să vă readuc aminte aceste proiecte care sunt depuse pe PNRL, ne-am umplut și timpul de lucru și în afară timpului și tot. Acum sau cam... Pe final. Mai era un proiect mare cu asfaltarea ulițului, cu comună. În ce stadiu este? Ce dacă vă referiți la proiectul cu modernizarea drumului de interes local. Așa, pentru care era și drumul de la Biserica Ortodoxă. Exact. Biserica Ortodoxă? Da, era și drumul de la Biserica Catolică. Nu știu, era și Ortodoxă? Nu, nu, nu. Drumul ăla nu. Biserica Catolică din... Din la magazin, de acolo, din centru, până sub... Sincer, personal, poate pe eu ți gândesc la fel, Vinurea și la fel, sau Consiliul Parochial, dar de punctul meu de vedere, mai important este drumul ăla spre biserică decât o cameră mortoară. Nu, poate că e așa consideră și noi jurul pe asta. Vorbim de biserica... Și una și alta. Și una și alta. Știu că aia catolică e plinse, da, am înțeles. Da. Dar și la aia, știam și de aia ortodoxă, e plinse și la aia. De ce? La asta catolică mai ajungi totul, dar la aia ortodoxă e greu să ajungi mașina. Până în fața bisericii. Vorbiți de aia de la prag. Da, dar nu se poate face acolo. Nu se poate, dacă treci prin... Sunt proprietăți, de coare. Să ajungă. Da, deci să vă dau, să vă spun de drumul de ăsta la alt, proiectul ăsta. Spuneam că am primit un telefon de la AFIR de la București, am căzut pe eșantionul de control. Am venit că o să... Nu mi s-a spus că o să avem control. M-au sunat de luni. Joi suntem la dumneavoastră. Astăzi am avut control de la AFIR de la București. Au venit trei persoane, au verificat dosarele. Deci, veste bună, nu avem absolut niciun fel de problemă, totul e ok. Dosarul merge în continuare. Deci a fost un eșantion de 5-6 comune de județ la control, prin care am fost și noi. Aveam emoții la un moment dat, că na, ca fiecare control, dar... Chiar felicitări de la domnul Matei, urat.
Mai vreau să spun ceva. Nu, ca te-ai avut execuții când de la voi? Vă citești și controlul când există? Am trecut. Controlul a venit să vadă numai ce am făcut până în momentul ăsta. Procedură, achiziție de proiect tehnic, tot ce s-a făcut. Și la anul să treci la executare? La... Suntem acum în faza de licitație, să așteaptă în perioada de punere oferte pentru licitația de execuție. Din discuția cu proiectantul și consultantul, undeva cel târziu, așa am zis, în 6 luni de aici încolo. Cel mai târziu. Nu poate să fie mai târziu atât. Cu toate contestațiile și toate ce se mai pot întâmpla. Deci s-a calculat și din asta. Atunci se clarifică, se poate, adică clarifică, se poate începe lucrările, ca să vadă efectiv ceva în teren. De fapt, să muncește și continuă de atunci, da? Să vadă efectiv. În urma unei discuții cu un cetățean, nu am făcut investigații, spune, este adevărat, nu este adevărat, am înțeles că sunt și spate, cineva cu copii. Nu știu, este așa, nu este, nu am văzut poate și de la mine. Am discutat toate despre camerele astea care le avem în comun. Cât sunt, unde sunt montate, nu mai putem achiziționa, măcar pe anul viitor să ne punem în locul sigur, să vorbeam noi, măcar fiecare sas aibă 2-3 ani, da, de la ieșire. Noi, e mult timp, o să fim să aprobăm bugetul pe anul viitor. Dacă te împrindem buget. Cei în care sunt, în cum care se afirmează? Funcționează, dar eu cred că ați vorbit cu Neagu, nu? Da. Ies că fost la mine, eu știu de ce vorba, mi-a dispărut. Dar din curte, de la el, nu pot să... Știți dumneavoastră, în curte la tine vin ridică tot ăla care știe și care nu vine nimeni străin să știe ce ai tot în sala grajdului sau în unde a avut el o ori mașină, un flex sau ce mai avut acolo. Vezi că așa e bine. Da, cam atât am dat. Domnul Vici. Poate ați văzut că și săptămâna trecută, și săptămâna asta am umblat pe sat după gunoaie. Am mai sunat pe unii domni consilieri să ne ajute când n-am putut să ducem pe sate. Asta am umblat din poartă în poartă, apropo de gunoaie, bani, poate nivel și oamenii pe sticlă. Și acum dă să gândește să plătească, ca să nu-i năcăjească pe ceilalți cetățeni, care sunt plătitori de bună credință și au plătit gunoaie. A doua treabă, am avut o discuție de principiu cu părință, cu ființă parul din cheia noastră. De, într-o ședință anterioară s-a discutat din cimitirul de la... deasupra de la Ronda de acolo. Și a apărut o problemă și la ei diferite culte care vor să îngroape pe în curții la lor, așa, așa. Plus că e cimitir vechi și poate dacă la anul sunteți de acord să prindem tot în preșmuirii sau să îngropăm pe alții care n-au unde să îngroape. Sinucigașe. Domnul Vici vrea să spună altceva, dar să completeze un pic. Eu am discuții cu cei de pe stilul vechi, care mai sunt lucruri doar la noi în comună. Ei, de regulă, au avut și au aprobare de la cimitirul de la Vidar, undeva într-un colț acolo. Iar, din nu știu ce motive, acum două săptămâni, lângă părinților acolo, s-au mormântat un spânzurat, un Dănilă de la Bădare. Și a ieșit o întreagă că de ce, dacă tot li s-a dat lor ei, de fapt, au o aprobare de la Patriarhie, de la Roma, episcopii sau ce acolo, de la episcopii de la Roma, să le dea un colț. Ei, acum am înțeles că preotul nu vrea să mai primească sub nici o formă. Eu m-am interesat vis-a-vis de cimitir. Cimitirul nu este a nostru. Este aproșit. Și deja e o problemă socială. Dacă pe altul nu mai primești, nu poți să lași nici oamenii. Am ajuns la Marita Bacosului Parohial. Marita Bacosului Parohial și mă frunzule. Evident. Treaba Consiliului, dar nu cred că Consiliul Parohial face ceva fără să iei preot. Eu am apărtat o discuție și cu Protopopul. Și noi am zis în felul următor, dacă nu fac serviciile la noi, nu-i primim. Punct. Am spus oamenii, vă mormântați oameni cu preotul de aici sau nu am ținut de religia asta. Suntem ortodoxi, dar pe alt. Acum am rămas să facem... Treacă asta, lipsa toleranței să-i de neînțeles.
singurul cimitir din zona noastră, pot să-i spun, care unde se pot înmormânta diferite secte, diferite religii la un loc, este cimitirul de la Unirea. Restul toate cimitirilor sunt a parohiei respective, a catolicilor, ia, primiți pe altcineva, părintele poate să mânească pe altcineva, îl întreb, nu știu. Nu știu nici eu. Și nici eu nu știu dacă sunt măsură să mă duc să dau ordine în felul ăsta. Spus că la Căiuți nu mai sunt locuri. Deci nu mai este loc, nu mai am așa. Și de aici, până în discuția asta, unde este? Să vii ce care se duce la Ronda. Tot a fost discuția atunci în ședință. A fost discuția în ședință, hai fata, să-i duce la contract. La Căiuți nu mai sunt locuri, nu se duce. Terenul ăla de la Costa, când se mă programul Sfântul Gheorghe. Biserica aia a ajuns la 1900, după care s-a făcut biserica la Prada, la Blida. Nu-i revendicat terenul ăla? De cine? Nu știu, de urmaș, eu știu de... E pășune. E pășune. Da, nu are cum să fie revendicat, deoarece biserica care i-a spus bine, ea, dacă, din cunoștințele mele, la un moment dat aparținea chiar de Casa Rosetti. Acolo să spunem. Nu, e biserica ridicată de la Scaraghi Rosetti. La Scaraghi, care a pierdut toată averea la fondul rural. Care... Atunci când s-a făcut biserica la Bădar și dintre mormite s-au mutat. S-au, da, s-au mutat. S-au mutat și mormintele la... Bineînțeles că dacă s-a făcut biserica la Bădar, care a rondat toată zona aceea de la, de la Rateș până în Bădar, da, s-au mutat osemintele. Da, da, exact. Aia au început să îngroape acolo. Dar mă refer așa, dacă noi revendicăm Castelul Rosetti, nu există aceeași situație și pentru terenul ăla? Cineva să revendice cimitirul ăla de acolo? Nu are cimitirul. Are vreo valoare istorică cimitirul ăla? Istorică, da. Istorică are, nu. Ce, e vreo piatră funerară acolo? Mai sunt istorică. Adică eu fac analogia cu cimitirul evresc, acolo și așa sunt niște pietre funerare de arhitectură deosebită, care, na, nu ai voie să te legi de cimitirul evreiesc de acolo de pe Rateș. Da. Asta de aici, eu n-am fost niciodată, sincer. Sunt mai sunt niște pietri, niște urmări, niște, chiar și o fundații, niște cruci, să mai cunoaște pe acolo undeva. Niște pietri criticate, niște pietri. Sunt diferite forme, da. Mai atunci să... Da. Să fie un fel de, să spun, de refugiu, pentru cei care doresc mai multă liniște în cimitir. Vă spun, după decât că acum e... Și ei sunt gărțoască. Nu știu dacă nu mai puteam să obținem noi aprobare să-mi dacă facem cimitir acolo de învărmântat oameni. Părerea mea este pentru cei pe stil vechi, au biserica la intrare în pralea pe stânga care s-a făcut. Putem face niște demersuri pentru un punct acolo, în dreapta, la Zlăteanu, mai sus, unde... Și eu m-am gândit, domnul Durlanda, nu se poate. De ce nu se poate? Acești cetățeni care avem noi în comun, nu sunt pistirul vechi care eu, doar știți... Da, e diferent de cu domnul primar, trebuie să le asigurăm. Păi da, dar nu recunosc cine nu pe aia pe vechi. Deci, i-am vrut să-l aduc pe aia mai mare a lor, să-l pun în legătură cu preotul, să facem o negociere, o discuție. Hai ca să-l înțelege, e normal, ca să ajungem la un consens. Și domnul, stai că noi nu suntem cu... Domnule, este așa. Sunt cu ăla, nu știu bine, la Comănești. Două familii așa, două sau trei. Ritul vechi. Este cult admis? Acest cult despre care vorbiți, este admis? În România nu. Nu e recunoscut în România. Dacă... Una să fie recunoscut și alta să fie admis. Admis este pentru că funcționează. Vezi cu 13 zile în urma ortodoxă, pentru că s-a făcut corecția la 900. Oficial nu sunt recunoscuți în România. Și s-a făcut o corecție cu 13. Și eu spun că nu sunt... Voi, de toată familia Davineștilor, să văd repunicilor mei. Domnul Budăi, dacă fiecare biserică are cimitirul ei, biserica ortodoxă are cimitirul ei, biserica catolică are cimitirul ei, putem face un cimitir comunal cu unii se acceptă cu toți. Fiind de și musulman, fiind de orice. Nu cred că sunt... Nu putem să obținem noi avizii, deci să facem cimitir. Nu ne spuneați acolo la biserica Sfântul Gheorghe. Noi spate la urmă, de ce nu? Aia de să depășim momentul, e treaba preotului. Da, ne-am abonat aici. Ne-am abonat la... Alte probleme. Domnul Bătuț. Cum vă e, Hicvaia? Altă întrebare.
Am fost într-o seară la magazin, m-am luat așa pe jos, într-o seară frumoasă. Și vreau să vă zic că prin Popent acolo, pe la circul cu o viteză extraordinar de mare, și microbuzele, și mașinile astea care cară materiale noi, și mașinile mici, mă gândeam, dacă n-am... Și mașini parcate, pe stânga și pe dreapta. Mă gândeam dacă nu putem sau să vorbim cu cei de la drumuri să pun niște limitatoare de viteză. Sau o grămadă de copii pe stradă, o grămadă de animale. Mă, trebuie niște... niște limitatoare de viteză sau ceva ca să nu mai... Adică dă o dată. Exact, niște... De oprirea vitezei. Să circul cu o viteză extraordinar de mare. Se întâmplă ceva. Păi, nu neapărat de lucrurile astea. Dar vin ce vreau. Au fost, la un moment dat, cei de la rutier, să stopați la un moment dat viteza și... Dar acum ia. Nu, dar trebuie făcut niște duni de alea, din beton, ceva și... Da, cred că trebuie să rezolvăm cu cei de la drum. Sunt foarte mulți copii, pe stânga și pe dreapta, și odată o să întâmple ceva, deci se va întâmpla. Plus mașinile parcate care... Iar o problemă ce e cu transportul în comun. Și aia circul cu viteză, au trecut într-o zi pe la mine pe față, au sărit canalul ăla. Nu se circul așa cu persoane în mașină, ai 20 persoane, ai tu circul cu 80. În la ședința anterioară a fost problema că sunt praf mașină. Mai ce cum ești cu tine. Până și voi bici cu tine. Pentru că domnul spunea că la bani merg cu viteză, la dea mare cum. La dea ce mi-e viteză. La dea cu contingi. Da, dacă cineva... Probabil. Da. Mai explic cineva la cuvânt? Da, vei mulțumesc. Păi ați vorbit. Cum ați vrut la domnul Jovan? A trecut. Eu n-am... Aveți cuvântul, domnul Sărbă. Păi dacă nu, după așa mai moartirea, nu-i vina mea. Nu, dacă... Aveți cuvântul. N-am vorbit la materialele puse în discuție. Am spus că vorbesc... ceva am depunctat la diverse aici. Și aș vrea să îl rog pe domnul primar, dacă duce mâine la ședință, să ridice două aspecte. La contractul acesta cu gunoaiele. Eu cred că este nu un viciu, este un grav viciu de juridic pe care cei de la Romprest ne l-au impus nouă, adică dumneavoastră primăriilor. Și anume, plata per capita este un abuz. Comuna are 5.252 de locuitori, deci trebuie să aveți în plată 5.252 de plătitori. Nu? Nu, așa. Așa. Asta a fost plecare, baza, ipoteza de a face contract. Dar în timp noi am mai scăzut. Păi trebuie să scade. Nu puteți să puneți toată suflarea la plată. Nu. Am pus, toată suflarea este pusă la plată. Dar suflarea efectivă pe care mai avem acum în comună, că ținând cont de ce ai plecat în străinătate și de ce dați cu nașterile... Dar nici pe nu vor să-i accepte. Am scăzut. Suntem acum în jur de 4.000, de la 3.300 ceva în jur de... 4.000 a fost de la început, vă spun că de atunci când eram 4.400 de mult, să presezi baza celor efectiv care sunt. A doua chestiune care trebuie cu mai multă insistență. Domnilor, puneți-vă oameni în comună care să vă adune banii, domnule. Ce servicii? Da. Ce servicii să-ți fac eu dumitare prin contul primăriei și eu să-ți fac dumitare serviciu, dumneata asta e bine mersi la Bacău. Sau unde Dumnezeu are el să-i. Domnul să-i dăm un spațiu aici să vină. Dați voie să fac o paranteză. Asta e un punct, da? Al doilea punct. Pe rog, doamne. Al doilea punct este legat de sintagma pe care a folosit-o domnul Orheanu, oportunitate și necesitate. Sintagma care cred că trebuie să fie metoda de lucru a Consiliului și a Primăriei. Și aș dori ca pe 2018, când vom face proiectul anului 2018, să avem în vedere strictul necesar de care are nevoie Comuna Căiuți. Nu ne mai întindem cu proiecte de astea futuriste care nu vor fi executate nici măcar dacă am reușit încă 3 mandate să ne aleagă cetățenii, nici măcar în 3 mandate nu le putem face. Dați un exemplu, domnule. Ce proiecte să faci
Să te încadrezi și la bani, la banii care ai. Vreau să vă spun. Și să faci să... Banii... Vorbim de un buget. Banii sunt metoda dumneavoastră de luptă. Atragerea banilor este strategia dumneavoastră de luptă a primăriei. Deci aparatul din primărie, și aici trebuie să vă recomand că așa este bine, să schimbăm un pic viteza de reacție în primărie, pentru că v-am spus mai de mult așa între patru ochi, între Botoșani și Cărești, nu este nicio diferență. Acolo se merge cu viteza încet și aici cu viteza încet. E vorba de șâul acesta care încet și aici încet. Am văzut că la schema aceea dumneavoastră de aparat al primăriei sunt o groază de interdicții pe care le-ați spus. E normal să fie așa ca lumea să respecte Constituția, legile și jurământul pe care îl depun la angajare. Dar cred că cei care se disting în activitate și mai ales au o loialitate sinceră față de instituție, ar trebui să găsiți și stimulente de, adică motivații de a stimula oamenii. Că numai cu interdicții nu este bine. Și un alt aspect pe care vreau să vi-l ridic astăzi, am fost sesizat că a dispărut camera de la drumul Hiltiului. Este adevărat? El a reparat. El a reparat. Da. Sunt oameni care, probabil că și sigur sunt în vecinătatea drumului, care mi-au adus la cunoștință că zilnic foarte multe mașini ies cu lemn de stejar din zona Hiltiului. Și leagă dispariția acestei camere cu un interes anume de a nu fi înregistrate aceste transporturi de lemne. Dumneavoastră analizați și vă rog să vă spuneți părerea despre această treabă. Și cu închei cu încă un aspect negativ, și anume, același colț de la intrarea în Trăiuț reclamă în continuare situația stânei lui Damian Mihai, care viciază mediul ambient, pe care cetățenii de acolo nu-l mai suportă. Durlan. Durlan. Nu, Durlan, da, Durlan. Păi, Marian, tatăl. Le-am promis eu că ridic acest aspect în ședință și dacă nu o să putem să rezolvăm, că e la 50 de metri de... Orsâna nu are... arealul ei nu este la 50 de metri de... Minim 300 de metri. Păi să o ducă la minim 300 de metri. Să vină tu mai acolo sus, la Bădic, acolo e 300 de metri, pe izlazul ăla. Le fac eu o sesizare, către mediu și către Direcția de Sănătate Publică. Mulțumesc frumos. Domnul Durlan, aveți cuvântul. Inițial, când vreau să zic problema, arcați și domnul Matei și domnul Sârbu cu gunoiul. Eram ieri, chiar și astăzi, și astăzi chiar v-a spus, Tantinuța Roșcan, Neatuța Lucurile, când erau cu patru femei, care spuneau că au plătit pe tot anul gunoiul și nu beneficiază de servicii. În discuții erau că de la anul nu vor mai plăti. Efectul negativ al acestui bumerang este că cei care au plătit ambiționează, oferindu-le serviciu, nu vor mai plăti la anul nici ei cum plătesc ceilalți. Am zis să fac o paranteză când vorbea domnul Sârbu și am înregistrarea și acum domnul primar actual era viceprimar estimator. La ședința de la Bacău, când mi-am pus în cap toată direcția, am ridicat problema lui domnul Sârbu direct. Eram eu, primarul actual, atunci primarul Onești, Monești Dărmănești, când am spus, domnule, nu este legal ce faceți să impuneți taxă, ca și taxă, noi să impunem Consiliul Local taxă de gunoi, să o strângem noi, să vă dăm banii.
Pentru că astăzi la societățile comerciale care au contract, vin și îți ia. La oameni nu ia. Dar dânsi ce de ce să scarpini ei când poate scarpini cu mâna Consiliul Local? Și atunci mi-am făcut dușman. Și astăzi am înregistrare, așa am fost un fel de oaie neagră. Ce le-am spus atunci în ședință, mă bucur nespus azi că ei să mai văd. Că s-a întâmplat ce le-am spus acum 2 ani. În ședința de la Bacău, ați venit și domnul Vizitor, v-ați spus că vă era rușin, că chiar țipam. Era o dumneavoastră filmat, erați. Da. Deci, nu este normal ca noi, sau domnul primar să stea să-și facă griji, să murdărește comuna, sau noi ca și Consiliul suportăm să vină oameni să critici, pentru că ei și-au bani, pe ce, pe munca noastră, să-ți trimiți casierul meu, polițistul local, să mă doare capul să strâng bani, să-ți dau ție bani. Sau să iau bani din bugetul local până acolo, până la urmă, cred că se va ajunge acolo, dacă nu vreți să scăpăm din mână hățurile cu gunoiul, că ne va umple într-o lună, că este enorm de mult, o să trebuiască să facem un subterfugiu din ăsta, să putem să ne aliem, să întâmple asta. Dar eu, părerea mea, să susțin și acolo să vină, e societatea lor, să-și facă treaba lor. Să ducă la fiecare cetățean, să-i facă contract cu penalități, să se ducă omul lui. Să se ducă cu omul lui și să încaseze cu noi. Pentru că, să vedeți, la noi să ne lovim mai tare din neplata cu noi. Un alt aspect, așa ca o părere, că am trecut prin administrații, poate să trece și alții și actualul primar, vorbeați de oportunitate. Să zic în comuna Căiuț, tot ce nu există și se face este oportun. Și vă spun de ce. Cu aceste proiecte, că nu se știe, și care le-a depus domnul primar acum, nu poți să știi sută în mii că ele se finalizează toate. E proiectul cu tâniși grepă și cu groapa de gunoi din 2009. S-a finalizat în 2017. Proiectul cu asfaltare drumuri comunale. Am muncit un an și ceva înainte, în 2016, mai ne s-a aprobat și sunt acum în mai, să spunem, cum a spus domnul primar, că poate se va lucra. Deci după încă 2 ani de frecuș de muncă, ca să poată să obțină să face o lucrare de 1 milion de euro. Vă aduceți aminte drumul la Hăltiu. În anticampania din 2012, promiteam, și când s-a făcut? În 2016. Deci să știți, un proiect de 1 milion de euro, sau un proiect de o anvergură, nu e un proiect care îl vorbim acum în noiembrie, că facem bugetul, se realizează în 2018 sau 2019. Niciodată. Proiectele mari sunt de lungă durată, de 3, 4 ani, așa, se duce un mandat. De asta spune, cu ei bine, pui un primar, lasă măcar 2 mandate să vezi ce face. Pentru că, efectiv, cât de bun și cât de tare, nu există timpul efectiv ca să se facă. Dar apare o virgulă nepusă la un nou control, la AFIR. Că pe AFIR proiectul ăsta de fonduri europene, nu are treabă pe NDR, eu suntem 21 de comuni, care am prins atunci banii aia. Deci, nu-i chiar așa simplu să spunem că nu se face și ești. Eu, unul care a fost primar, mă simt, cum să spun eu, dezumflat așa, să spună că în Căiuț și merge. Nu e adevărat. Că comuna Căiuț e o comună destul de mare, iar astăzi dispune de 70% apă, canal, canalizare, tot ce este nevoie. Școli reabilitate, ajutoare la biserică și multe alte investiții. Nu este adevărat că nu s-a făcut. Înseamnă că nu cunoaștem comuna, dar comuna, fiind cum a fost în 2004-2005, nu poți să faci în 12 ani ce nu s-a făcut 100 de ani. De ce nu fi realist? Mai aveți ceva de adăugat? Atâta. Ar fi și domnul viceprimar cu un pic cu iluminat. Mai sunt pe aici două, trei băie, că parcă nu știu. Da, nu asta era. Deci eu... Și mai zic ca un sfat prietenesc, încercați cu poliții, cu cine e peste cei care n-au plătit gunoi, pus presiune pe ei. Cât de cât, că dacă nu, ne umplim de gunoi. Și o să intrați într-o situație dumneavoastră ca executiv, din care nu o să puteți ieși. O să ne umplim. Eu v-am prezentat situația. Suntem în 100 de milioane, m-am dat anul timp și efectiv sunt la cei care sunt la poartă și e greu de combătut. Dar cine sunt restanțieri ăștia? A, așa, asta, dacă vedeți, e public. E clave. Deci zone așa care spun. Nu, ce de peste linie? Am pe fiecare sat, la fiecare număr de poartă care am plătit, la fiecare proprietate. Deci nu, că... Și mergem să batem în poartă la fiecare. Domnul primar, în afară de gunoi, că uite, era să uit, dacă dați, vreau să vă propun să ne ajutați în sensul ăsta. Haideți să trecem prin Consiliul Local cu o propunere vis-a-vis de ajutorul social, vreau să spun, în care să creăm un fel de mercurial. L-am avut în minte, n-am reușit să-l fac,
să dea Dumnezeu să faci dumneavoastră. Unde eu, Durlan, vin să spun că mâine am nevoie de 5 oameni la muncă. Iar cei care au ajutor social, dacă nu vin și nu au o solicitare de la XYZ, că am vrut să mă duc să muncesc, pe bani să nu-i dăm. Două mâini puteți treaba. Deci da? Să nu-i dăm. Haideți să vă propun. Eu vă spun că am în gând și am să fac asta. Chiar vreau să vorbesc cu executivul, dar vine că o spun în ședință. Creiem ca un mercurial și spun, o proie vine și se anunță că joi am nevoie de 3 oameni, Durlan de 5 oameni miercuri. Dacă tu nu vii și îmi demonstrezi că ai fost unde au fost locurile de muncă, n-ai ce să cauți ajutor social. Pentru că, oameni buni, m-am dus acum 2-3 săptămâni, erau 3 inși, sunt cea de ajutor social. Am zis, aveți 3 milioane, haideți cu mine, 3 ori. O, dar la munca aia ne pui? Îi dai 3-5 membri, ia 7-1 milioane, nu știu cât apucem ăsta ajutor, mai ia complementare, mai nu știu ce ajutor le dă, se duc. Știți că de anul trecut, doamnă secretar, este legea prin care, o spun acum și trec aușa să vă trăiți cu cere, mamele care au 3 copii, poate să ceară bani de la 6 milioane, 5 la 10 milioane? E legea aprobată. Căutați-o. Nu, nu, ați legea cu mamele. Au încercat-o. Să... Situația e destul de critică pentru că spuneți-mi dați care aveți nevoie mâine de un om la muncă, nu vin. Nu vin. Deci, vis-a-vis de ajutor social, dacă s-a deschis discuția săptămâna trecută, joi am chemat mâinii pe toți cei cu ajutor social. I-am spurcat să sunt titularii. Bine, nu printre acum dosară 12 ani, n-am chemat toți doi. Titularul dosară. Am avut o discuție mai dură la adresa doamnă. Și vreau să vă spun că a fost cu ceva rezultate. Adică am reușit de la acești cu dosare sociale să încasăm impozite și aia de 30 de milioane numai în ziua aia. Și i-am spus clar. Să nu credeți că dacă nu vă putem constrânge, vă putem constrânge vis-a-vis de normele pe care trebuie să le facem. Deci fiecare normă acum se pontează exact litera legii, de la ora D până la ora D. Că au de făcut o grămadă de ori și nu vin. Vin să stau prin colturi, trebuie să stai la 2 inși, trebuie să fiu un șef. Efectiv, ne zbatem cu ei în toate părțile. Și a venit și problema asta acum, normal să... Părerea mea, analizat, să-i convocăm. Iar săptămâna viitoare îi convocăm pe ceilalți angajații de la primărie care avem ca un sfânt, cum sunt? Asistență social. Asistență personală. La fel să le facem puțin instructaj. Dacă se mai scrie cineva... Dacă puteți schimba de asistență socială, era fii la servici, că este angajat, eu te divin... Mai anunțați care e stajul ăsta, doamne, să vină să mai ridice din câine așa. E în fabrică o colonie de câini, care ies seara pe ulița asta la fabricii. E pericol pentru copiii ăștia care... Și cartierul este destul de populat. Și acolo, în zonă de centru, dacă te duci mai pe seară, e sar și la mașini. Sar și la picioarele oamenilor. De unde sunt aia? Acolo, în zona domnul Mărcuș, domnul Duran. Știu că javrele astea nu pleacă de la măcelărie. Dar cineva le dă de mâncare și... Toată lumea le dă. Toată lumea aducea să nu mai acuze că e o comună cu javre care poți oricând să îți... Domnul Ortean, aveți o prejudicii. Domnule, cu riscul că voi fi acuzat că mă repet în legătură cu gunoiul. În cuvintele colegilor mei s-au spus suficiente lucruri. Eu gândesc că lucrul este plecat rău de la bun început, de când a fost contractul respectiv încheiat. Domnule primar, în toată inima vă rog dacă ajungeți la ședința respectivă cu acest stăpâni ai gunoaielor, promiteți-ne astăzi că veți încerca, nu știu, dar reușita nu e sigură, veți încerca următoarele lucruri. 1. Renegocierea acestui contract între beneficiarii de drept și de fapt care este cetățeanul și nu OAT Căiuță. Deci atâta timp cât, mai mult decât atât, renunțarea din punct de vedere a unităților administrative teritoriale de a reîncasa banii respectivi.
Deci e al doilea punct pe care îl propun. Domnul Sârbu spunea, zice, ne-a impus. Nu ne-a impus. Noi am acceptat domnul Sârbu. Ei au venit cu propuneri și nimeni nu este fraier ca în cauze de contractuale să nu-și treacă cauze avantajoase. Din punctul ăsta de vedere și-au trecut absolut ce au considerat dumneavoastră să le fie cald și bine. Eu, al treilea aspect, căutați să renegociați din punct de vedere al numărului plătitorilor din cadrul comunei noastre, respectiv. Sunt trei categorii. Sunt oameni cu domiciliu stabil, sunt cu rezidență și sunt cu cei care migrează, respectiv pe alte meleaguri. Din acest punct de vedere, eu spun că de mâine puteți să vă apucați, să dați angajaților primăriei respective să facă o situație clară cât mai apropiată de realitate. Nu știu când, dacă veți reuși ca această situație, să o faceți până când mergeți la Bacău, la ședința respectivă. Un alt punct, o altă problemă. Cineva spunea de sparge, de camere, de luat vedere și așa mai departe. E drept, sunt bune toate aceste lucruri. În schimb, eu vin iară cu o întrebare retorică, ca de fiecare dată. Când vom intra în rând și noi cu planul de ordine și siguranță publică a poliției locale? Și mă opresc aici cu această problemă. Încă o problemă pe care o ridic. Astăzi, dumneavoastră ați înaintat un proiect pentru acordarea unor fonduri financiare unităților de cult. Retoric, o altă întrebare. Mai este toleranța o virtute creștină? În sensul că... Deci atunci când dumnealor, unitățile, reprezentanții unităților de cult, au probleme de rezolvat, e drept, pentru orice, pentru toată comunitatea comunii. Vine și înaintează aceste solicitări, iar atunci nimeni nu a venit pe suprafața pământului că s-a născut ca brut și nici nu moare când vrea. Dacă se pune problema ca înhumarea unui concetățean de nostru la urma urmei, indiferent de ce cult este el, și până la urma urmei, înainte de 89, știți, erau 12 culte admise și câteva tolerate, așa, patru altele tolerate cu oare. Nu are nimeni dreptul să ne oblige să avem un cult sau alt cult. Avem dreptul fiecare să ne alege. Iar înhumarea și dreptul a fi înhumat cu veci acolo undeva, dacă se pune la ora actuală de către reprezentanții ai culturilor această problemă, că nu îl primesc în cimitirul respectiv, că e de, nu știu ce, cult, de cultul nostru, este total greșit. Fapt pentru care vă rog să nu acceptăm acest lucru, la urma urmei, cum vii în fața mea și mă rog ca să te ajut, să te sprijin într-un lucru, să tu nu dai dovadă de toleranță, mă repet, toleranța e trâmbițată de multe culturi, ca fiind virtute creștină, pentru cei care sunt creștini. Nu se poate. Cât despre... asta o consider. Și un alt coleg de-al meu spunea cu acest înființarea de noua mercurialului, eu spun un ghilimel, oficiu forței de muncă locale. Deci, dar până la acel oficiu al forței de muncă locale, au OFM-ul, cum e la nivel județean și mai departe, să-l înființăm și noi. Iar dacă puteți, în foarte scurt timp, reactualizați listele beneficiarilor la 416, dați-ne tuturor consilierilor și la urma urmei, când se întocmesc dosarele de acordare a acestor drepturi de către aparatul dumneavoastră, țineți cont și de propunerile noastre și de analiza pe care o facem asupra celor care înaintează astfel de solicitări. Vă mulțumesc frumos! Da, mulțumesc! Da. Aveți o vorbă, domnul domnul. La treaba cu acel femeie sau ce agenții de forță de muncă să realizăm. Ca mercurial este bun unde eu vin și pun ce cer ofertă înregistrată sau nu vezi mă datat într-un registru separat la primărie ca să știi că 20 de ani am cerut
oameni care avem de muncă și domnul primar știi, băi, ați fost vouă să merg la ei și eu vin și spun și plătesc impozit. Da, atunci facem un proiect de hotărâri și punem la hotărâri la dreapta și ne avem problema. Acum ce facem? Dacă dați voie să termin ideea una a doua, chiar le rog dacă sunteți de acord. Dacă... Continuați. Dacă vreau să-i răspund cu Mercurialul, dar mă alții, e filmat, dar dacă doriți să sunteți de acord pentru ședința viitoare, chiar aș propune executivului să ne prezinte o situație cu cei de la 416 și chiar să tragem un ochi peste ei. Da. Vedem ca dozare și de ce nu? Chiar să ne spunem părerea fiecare dintre noi ce zici la Utărești și fiecare parte. Domnul, vorbește cu colegul nostru. Bisericuți, mai ce zic? Lăsați că și eu intru, am auzit și nu mă zic. Păi, noi v-am ascultat, mai țin care vorbesc, ce mi-a ascultat? Domnul Durlan, că e... Supune-l la vot, e clar, supune-l la vot. E bursa muncii, ce spune domnul Durlan, și bursa muncii poate în comuna că e... O putem rezolva cu 416, așa e predul, aici e ca o ofertă. Supune-l la vot, care e să la aia. Să facem un proiect de hotărâre pentru asta. Da, putem, asta. Haideți să încercăm. Dacă tot nu vreți să facem ceva, facem hotărâre să la minister ca să închidem ajutorul social. Sunt propuneri deja de la scăpânirea de sus. Păi haideți să facem și noi, să o punem umor acolo. De exemplu, am citit... Haideți să analizăm dosarele care să nu iese nimeni împotrivă, să-i se dea ajutor social celui care efectiv îl merită. Propunerea a fost ca... Dar în momentul când se lovește de criza forței de muncă, păi să nu ierte Dumnezeu. Ești bun, trăiești la muncă. 1.800.000 câte ziua de muncă trăiești și muncești. Iată 20 de milioane. Ești 6 milioane. Cred că ați mai văzut și alții de aici. Au fost un reportaj la știri, acum vreo săptămână sau două, într-o comună, n-am reținut comuna. Primarul a tăiat ajutorile sociale. Comuna Ștefănești, Lăzul Botoșani. În același timp, probabil, primarul a fost la înțelegere cu acei asociați, s-a înființat o asociație care angaja oameni. În momentul în care îl trimitea să angajeze și lucrurile aia, tăia ajutorul social. Așa să ascultăm cu colegul. O televiziune, nu mai știu care, au luat interviu la câteva persoane care s-au angajat acolo. Și le spuneau în felul următor, dacă nu li se tăia ajutorul social, niciodată nu s-ar fi angajat. Pentru că s-au învățat să se tăia acasă. Domnul Laurențiu, cu 2 lei la chiu, cu 1 leu pâinea și cu 5,5 kg de pulpe, dacă ea are 12 milioane cu copii, cu tot, nu, îți vine 100 de ani la muncă. Cu 10 lei plac cu mangă, din prejdu și cu mâncare. Discriminare. Marinela, nu știu cum ai cum spune, Marinela care le face actele de social, cu studii superioare, avea vreo 12.500 de 1.000... 1.500 și... Acum are, da? Avea 12 milioane de lei leafă, da? Deci cu studii super funcționale. Și o familie cu 5 românași, așa, ia 15 milioane de lei stânta în casă. 8.000? Îi mai dă drept la copii, mai dă bani la școală, îi mai dă rechizitii, îi mai dă ajutoare. Încălzire, am tot încălzire. Îi ne drept. Haideți să... Vine guvernul, spune, să le dăm lemn de foc cu prețul, deci că e ajutoare. Vreau să vorbesc tu. La cel care sucește și vine, vine în altul drept. Atențiune, să duram concluziile. Să mai scrie cineva la cuvânt? Domnul Marcuț. Dacă nu am eu ceva de spus, vreau să apreciez efortul prin Popin. Vorbiți în engleză. Unde ați pavat acolo, spre Casa de Apă. Dar în aceeași fază mai sunt încă 3 poziții din făcut, tot în stilul ăla. Dacă vreți. O oportunitate. Da, una ar fi la Marinești, la Bidar, a doua, dincolo de punte care urcă la doamna Condeiești și a treia în satul Boiștea. În satul Boiștea, în banta aia, iarna, nu, decât cu elicopterul poți să ieși. Dar cum ați făcut la Blindar, acolo la Popeni, mai exact, se poate face și în punctele astea trei care le-am spus. Studiu de oportunitate. Nu, a spus la modul serios. Nu. Lăsați să vorbesc, că nu vorbiți dumneavoastră.
Nu alea două, nu-s prioritate. Prioritatea e aia de acolo. De ce mă întrerupeți? După aia v-am zis, v-am rugat să v-ați gândat. Nu știu, fiți arbitrar și n-ați... Păi înscrieți-vă la curgă și vorbiți. Nu mă întrerupeți, că îmi pierd memoria. Da. Dar v-ați decăpătat-o? Cred că mă ajută puțin mai mult ca tine, cred. Asta face. Da. O, când vrei. Brigada artistică n-a... Nu mă întrerupeți, vă rog frumos. Dacă nu, noi stați și rindeți până dimineață. Suntem, ascultăm. Da, care? Facem mișto, facem mișto. Vreau să fiți durnați. Da. Aici la trotuarul care... Asta e o glumă. Trotuarul care se înfundă la școală. Hai să facem ceva, să putem să mergem acolo. La proprietatea lui domnul... Da, dincolo de școală la întoarce. Până acum 10-15 ani era larg, era alergit. Acum, după revoluție, s-a... Da, am mai ridicat cu aia, mi-a spus că e exact de asta, de proprietate. Eu vă spun, da. S-a făcut documente și dacă are documente, nu-i probleme. Nu, are documente, dar vă spun, în vremea, eram viceprimar, în vremea domnului Danilă, s-a făcut un acord care li se dăduse niște teren jos acolo lui Fănică, să cedeze aici ca să facă trotuarul, dar nu mai știu. Acolo nu cap două da, persoane, nu cap un bicicletă, este acolo e periculos acolo. E și dur, aia ștrangulează trotuarul, domnule. Și e periculos pentru... Periculos pentru că stradă. Fac o ofertă, îi plătim, se poate cumpăra. Aruncă copii în interes local și gata, 2 metri poate... Executivul poate să analizeze și va... Dar vă spun ceva, ei s-au întins până spre școală. Dacă se măsoară proprietatea, îți des că au mai mult și se poate lua de acolo. Păi ce trează diferența la porțoarea și o rezolvăm? Școala nu va intervenea pe terenul lor? Nu, nu, nu. Și o laudă și o critică, domnul... Ce s-a făcut pe vremea lui Ceaușescu? V-am lăudat acum că și critică. Săptămâna trecută la ședința anterioară, v-am rugat să-l dați un autogre de pisteam. Eu am zis, eu am auzit. Drumul e praf, sub orice formă. Mai mare. În primul rând, nu este timpul favorabil ca să... A fost favorabil. Săptămâna asta nu cred că a fost. A fost. Ședința a fost joi, vine, sâmbătă, luni, marți a fost bine. Da, s-a sfaltat. Dați-i unul din alea 5, domnule. Și în al doilea rând, noi nu avem autocreditor la primul de acest. Dacă l-aveam, cu cea mai mare plăcere. Păi bun, nu avem, nu avem. Și ce faci? Dar avem contract de închiriere cu... Dar mă, în baza unui contract. Când a luat votul peste apă, ați promis că va fi bine. Nu, e invers. Tot lumea îmi spune chestia asta și nici nu mă îngrijorez. Eu a doua oară m-am luat cu răzit, a treia oară m-am mai spus că m-a zburat degeaba și nu se poate băga autocredit în momentul ăsta. E moale, nu îți bai degeaba. Acum e moale, dar a fost tare. De să putea. Mitrea trecut, în luni, bază, nu e. Care e doua profesie? Peste apă. Este apă până la Dorina lui... Nu, până la Boiștea Răzească aproape. Și Boiștea face parte tot din comuna Căiță. Ce vrei? Ce nu face parte tot din comuna Căiță? Și Floreș? Da, eu mi-am făcut datoria, cred. Executivul îi duce la neprimit, îi duce în omul. Ce clar, felița-i fi.